Filip Kirkorov a venit la Chișinău și a declarat că iubește Moldova, fiindcă aici este începutul carierei sale. Это мой дом практически. Я говорю здесь, кто меня знает, кто меня слышит, и те, кто музыканты мои, когда, которые начинали со мной группу Теодор, группа Эко, Настя Лазарюк, ваша замечательная певица. Я считаю, она крестная в моем творчестве, потому что она меня взяла за руку, привела к Петру Теодоровичу, и у меня началось все вот здесь. Мы объездили всю Молдову. Мы сегодня творчески вам приехали. Не хотим говорить, не думать ни о политике, ни о проблемах. Мы сегодня приехали с музыкой, с любовью, с хорошим настроением для того, чтобы передать его вам с приветом из нашей замечательной страны, из России, и поделиться с вами хорошим настроением и песнями, которые, надеюсь, вы любите и будете все хором петь. Поэтому, «Я Венера». Поэтому давайте сделаем крутой концерт. До встречи! Ceea că Filip Kirkorov în Moldova mai are încă mulți fani, probabil nimeni n-are nicio îndoială, mai ales în comparație cu parada LGBT. Dar ieri la Chișinău parada s-a desfășurat, iar concertul nu. Dacă o manifestație a fost protejată cu un efectiv de poliție mai mare decât participanții la paradă, alta de câțiva polițiști a fost oprită. Mergem să protestăm la comisariat ca mașina aceasta să fie eliberată cât mai repede și să revenim la piața Marii Adunări Naționale ca acest concert să poată să fie organizat și cei care iubesc artiștii din Rusia să aibă posibilitatea să-i asculte. Ce s-ar fi întâmplat dacă concertul se desfășura? Zeci de mii de oameni prezenți în piața Mării Adunări Naționale ar fi știut că au fost și l-au văzut pe Kirkorov. Acum toți știu că s-a creat o mișcare civică, în ghilimele, viața nouă. Sau poate este sfârșitul ierii concertelor? Părerea dumneavoastră contează și o așteptăm în comentarii.